Sufletul ei unde toți drepții se odihnesc, milă de la Dumnezeu, împărăția cerurilor e tare păcatelor ei, de la Hristos Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Că Tu ești învierea, viața și odihna, dormite în oamenii tale, Carmen, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună și cele vă început al Tău, Părinte, ce prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte. Greu să
găsesc cuvinte care, pe care să le folosesc în momente din astea căror rațiune depășește puterile noastre de înțelegere. După cum e la fel de greu să constat că astăzi, începând de astăzi, vom fi unul mai puțin în demersul nostru, deși se spune că profesorii trăiesc cel mai mult prin ceea ce sădesc în mințile, în sufletele ucenicilor lor. Mai avea multe de făcut pentru elevii dumneaei, mai avea multe de trăit și o să ne lipsească cu siguranță. Suntem aici, în fața școlii, unde timp de 25 de ani a slujit cu dăruire, cu abnegație și cu o excelență profesională greu de egalat. Timp de 4 ani a condus liceul într-o perioadă în care a crescut foarte mult. Va pleca astăzi, dar pot spune cu siguranță că va rămâne veșnic aici, pentru că predând cu har istoria, a construit istorie pentru liceul Unire, drept pentru care îi mulțumim doamnei profesoare Carmen Atarcicov. La revedere, Carmen! Îngerii fie cu tine!